Acordul de înfrățire și cooperare între municipiul Dorohoi și orașul Ungheni din Republica Moldova a fost semnat de către primarii celor două așezări în localitatea Botoșenean. Edilul moldovean Alexandru Ambros a apreciat că între cele două orașe există asemănări atât ca număr al populației, cât și ca preocupări. Am ales municipiul Dorohoi pentru că am fost aici, am făcut cunoștință în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, proiectul se numește Sistem de Informare și Securitate în Trafic Rutier. Am văzut orașul Dorohoi, mi-a plăcut foarte mult, vreau să vă zic că se simte deci mână de gospodar în acest oraș, mi-a plăcut oamenii din acest oraș și am zis că, uite, cei din Dorohoi seamănă cu noi, cei din Ungheni. Și în momentul în care am simțit acest lucru, am zis să vin cu o propunere către domnul primar Alexandrescu. Propunerea a fost acceptată și uite că acum am participat la evenimentul dat. Cooperarea între Dorohoi și Chișinău urmărește dezvoltarea relațiilor între cele două localități urbane, în special în domeniile administrativ, cultural și economic. Mai mult este un acord de colaborare decât de înfrățire, pentru că, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, noi suntem frați și vom rămâne în continuare pe aceeași dimensiune. Dar acorduri de colaborare și de cooperare cu adevărat bune avem nevoie atât noi în România, cât și dincolo de Prut, adică în Ungheni. Unul dintre scopurile acestui acord este amplificarea parteneriatului în vederea atragerii de fonduri prin proiecte transfrontaliere.